Bună ziua! Sunt locotenent colonel medic Boca Nicolae Cătălin, comandantul sistemului modular medical de izolare și tratament din Constanța. Această facilitate medicală a fost instalată aici de forțele Ministerului Apărării Naționale pentru a veni în sprijinul populației Constanța și în zonei Dobrogei în contextul epidemiei cu virusul COVID-19. Această facilitate medicală este compusă dintr-un spital cu o capacitate de 56 de locuri și o tabără de carantină și izolare cu o capacitate de 120 de locuri. Această facilitate medicală are scopul de a deservi cazurile ușoare și medii ale infecției cu virusul COVID-19. Spațiul în care ne aflăm în momentul de față are o capacitate de 56 de paturi, așa cum spuneam, din care 4 paturi sunt destinate pentru terapie intensivă a pacienților infectați cu virusul COVID-19 și a căror stare de sănătate se degradează până când aceștia pot fi preluați de către o facilitate medicală mai avansată. În momentul de față s-au terminat lucrările de operaționalizare logistică a întregului campus, urmând ca în cel mai scurt timp să urmeze operaționalizarea din punct de vedere medical a acestei facilități. Aceasta înseamnă aducerea restului de echipament medical necesar în această facilitate, precum și instruirea personalului pentru a lucra în acest campus, care este o noutate în zona Dobrogei. Vă mulțumim că ne ajutați fiind responsabili și vrem să înțelegeți că suntem în sprijinul dumneavoastră în această situație de urgență în care se află țara noastră.